Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a făcut o vizită fulger astăzi în Austria, acolo unde s-a întâlnit cu cancelarul Germaniei. Cei doi au discutat despre aderarea României la spațiul Schengen. Liderul liberal i-a explicat cancelarului austriac de ce România merită să intre în Schengen și a încercat să convingă Austria să susțină acest demers important pentru țara noastră. Discuția este cu atât mai importantă în contextul în care subiectul urmează să fie dezbătut la finalul acestui an în Consiliul JAI și ar putea fi luată decizia finală pe care o așteaptă toți românii. Nicolae Ciucă este singurul lider român care a fost primit de Carnehammer în ultima perioadă după ce Austria a respins aderarea României în Schengen. Nicolae Ciucă a fost primit de Carnehammer în biroul cancelarului. Cei doi au dat mâna și au făcut fotografii oficiale. Nicolae Ciucă a și scris în cartea de onoare înainte să poarte discuțiile bilaterale cu șeful guvernului austriac.